Aparteziana de pe mese și se pare că nu ar fi potabilă. Asta arată afișul lipit deasupra țevii de unde curge apa, însă nu se știe cine a făcut analizele și care sunt analizele ce au dus la această concluzie. Pe afiș apare și faptul că cine consumă apa o face pe propria răspundere. Vom lua legătura cu cei de la Direcția de Sănătate Publică să aflăm din ce cauză această apă nu este acum potabilă. Mulțumim telespectatorilor care au sesizat acest lucru la redacție. Nu uitați, dacă ați fost martorul unui eveniment, puteți trimite imaginile pe adresa de e-mail zalotv@gmail.com, iar la 3 filmări veți primi un tricou personalizat ZTV. Vezi la apă, și că nu mai este potabilă. E potabilă? Da. Și de aici am băut. Toată lumea a băut de 10 de ani de zile. Nu a murit nimeni, da? Da. Cum a făcut? Nu știu ce-a teatrală. Dar nu cred că are din multe lege.